Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial în care vreau să vă vorbesc despre aplicația LibreOffice Impress, alternativa gratuită la Microsoft PowerPoint. Pentru a lansa în execuție această aplicație, se execută două clicuri pe pictograma LibreOffice de pe suprafața de lucru și din fereastra apărută se alege opțiunea Impress Presentation. Astfel avem posibilitatea editării unei prezentări noi. La lansarea în execuție a aplicației se afișează o fereastră din care putem alege un șablon din cele existente pentru prezentarea noastră. Dacă pe viitor nu mai dorim să fie afișată această fereastră, se debifează opțiunea Show this dialog at startup. La fel ca la celelalte aplicații din pachetul LibreOffice, interfața grafică este similară cu cea a aplicației PowerPoint. Dacă se dorește afișarea zonei de meniuri pe taburi, se acționează meniul View, apoi sub meniul User Interface și de aici se alege opțiunea Tapped. Voi stabili acest mod de afișare a meniurilor doar pentru aplicația Impress, acționând butonul Apply to Impress. Meniul derulant din partea dreaptă a ferestrei aplicației conține, pe lângă opțiunile pe care le regăseam și în aplicațiile Writer și Calc, adică Properties, Style, Gallery și Navigator, și opțiunile Shapes pentru introducerea în diapozitive a formelor care sunt organizate pe diferite categorii, Slide Transitions pentru stabilirea tranzițiilor dintre diapozitive, Animation pentru animația elementelor și Master Slides pentru stabilirea șabloanelor diapozitivelor. Pentru salvarea prezentării se poate executa un click pe pictograma corespunzătoare funcției de salvare sau se acționează butonul Menu Bar, apoi meniul File și sub meniul Save As. În fereastra apărută stabilim numele, locația și formatul fișierului în care se dorește salvată prezentarea. Bineînțeles că se poate salva prezentarea într-un format în care prezentarea să poate fi deschisă cu aplicația PowerPoint, deci se va alege formatul PowerPoint 2007-365. La fel ca la precedentele aplicații ale pachetului LibreOffice, suntem avertizați că prezentarea ar putea conține elemente ce nu pot fi salvate în formatul ales de noi, totuși vom executa un click pe formatul PowerPoint 2007-365, salvând astfel prezentarea în formatul aplicației PowerPoint. Pentru a deschide prezentarea cu PowerPoint, se execută un click dreapta pe fișierul salvat, apoi meniul Open With și apoi un click pe pictograma specifică aplicației PowerPoint. Astfel am deschis o prezentare creată și editată cu aplicația Impress din LibreOffice cu aplicația PowerPoint. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi, eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!